Ce crezi că se întâmplă la Rapid sezonul acesta? Antrenor nou, titrat, 5 titluri în Scoția, optim Champions League, transferuri, investiții, stadion nou, conducere, știi, toate ingredientele unui club de succes. Oamenii da. Profesioniști în club, da. Nu cred că poate fi contestată. Cred că e perioada de adaptare a noului staff. Există o problemă în care noi ne gândim, domne, omul ăsta nu se adaptează și am văzut multe discuții, ăsta nu s-a adaptat la fotbalul de la noi. Cunoști discuțiile astea, da? Da? Acum am eu o întrebare. Nu cumva noi nu suntem adaptați la fotbal în general? Noi dacă o luăm, să o luăm social, cultural și tehnico-tactic, noi nu suntem pe niciun trend al fotbalului mondial, sau cel puțin european în momentul de față. Social, omul ăsta a fost plecat la mormântarea probabil cea mai importante persoane din viața lui. Sau una dintre ei, da? Mama lui, da? În momentul ăla, pe Giulești s-a strigat demisia și era înjurat. Social, nu. Ne uităm și la Hagi ce pățește. Omul care a investit banii lui a luat două campionate, cel mai mare jucător din istoria României, a fost antrenor și la echipa națională, unul dintre cei mai buni antrenori români, și din spate îi se spune când să-l schimbe pe Rivaldinho. Ok? De social noi nu respectăm sub nicio formă meseria, noi înțelegem că după 3 săptămâni de muncă cum are omul ăsta la Rapid, trebuie să se ceară demisia. Dar crezi că asta nu se întâmplă și pe afară? Ca unui antrenor să se strige din tribune, schimbă-l pe... Da, nu, gândește-te, ok, poate să zic că unul izolat, eu dar toată lumea se mai aude. Se mai aude, dar izolat, dar gândește, m-am uitat la meci jucat Sibiu cu Slobozia. Eu n-am auzit și eu în tipul meciului să încurajez echipa Sibiu sau ceva de genul. Auzea doar niște țipete, pasă greșită, țipă. Lumea nu mai vine la stadion să susțin, sigur, echipele astea cu suporte, cu Dinamo Rapid, UTA și celelalte echipe au o galerie numeroasă. Dar ceilalți vin în curiozitate și să dea indicații, să spună ce ar trebui să se întâmple. Ia, domne, ce fac ai noștri acum? În loc să fie, domne, este în suport, trebuie să susțină. Nu poți după 3 săptămâni să jignești un om și să-i ceri demisia că nici n-a apucat să cunoască nimic din ceea ce se întâmplă în fotbalul nostru. E o perioadă de adaptare, dar încă o dată spun, nu ne stoi noi adaptați. Social am vorbit de chestia asta. Cultural. Noi nu știm ce înseamnă cultura unui club. Ce înseamnă să facem, cum spuneam înainte de misiune, când primul lucru pe care trebuie să știi la un club este misiunea pe care o clubul respectiv. De ce existăm? Ce vrem să facem noi la clubul ăsta? După aia trebuie să ai o cultură și o identitate a clubului și o strategie ca să ajungi la misiunea respectivă. Noi nu avem și nici nu interesează că este ignoranți la lucrurile astea. Păi nu interesează să câștigăm de la o sâmbătă la alta. Iar tehnico-tactic, noi vedem că afară toată lumea face pressing ultra-ofensiv, se apără unul la unul pe tot terenul, joacă cu foarte mult risc și au jucători care sunt foarte buni din punct de vedere fizic și își asumă să joace un fotbal foarte spectaculos pentru că așa vin oamenii și sponsorii către echipă. La noi în România ai pierdut mingea, te-ai retras în jumătatea ta, în treimea medie sau în treimea proprie și la niște jucători de 30 de ani striga antrenorul pe margine mută. E mingea pe dreapta, mută stânga, că s-a dat diagonale. Nu poți să faci. Nu îi strigă nimeni așa ceva în fotbalul mondial. Noi tehnico-tactic nu se anătați. Tu noi să așteptăm greșeala adversarului. Nu mai face nimeni așa ceva. În Premier League se termină 4-0, 5-1, 5-3, adică joacă Chelsea cu Tottenham sau Liverpool, le-a dat 4-0 sau că le-a dat 4-2 lui Tottenham. Nu e nicio supărare. La noi ai luat bătaie un meci în felul ăsta, este ceva dezastruos, se întâmplă cu ceva, e o problemă imensă. Pentru că noi nu ne portăm corect la acest fenomen. Noi nu mai îl înțelegem, nu mai producem jucători, că nu mai înțelegem ce se întâmplă în fotbal. Ai spus că Lennon și stafful lui au nevoie de o perioadă de adaptare. Da. Dar clubul și-a asumat această perioadă de adaptare. Și-a asumat, a trebuit comunicat această asumare. Cum am mai spus în misiune, când am mai fost aici la tine, în Mexic, când au pus oamenii aia pe tricouri cu reconstrucțion, da? Că da. Ei își spun că fac reconstrucție și au luat două campionate. Dar dacă tu spui aici... Dar Rapid e super bet, Mob Expert nu e reconstrucțion. Da, mă rog, au avut... Deci, ideea de a transmite oamenilor obiectivul clar. Tu poți să spui la început de fiecare an, da, noi avem buget de campionat și ne batem la campionat, dar asta nu înseamnă campionatul se termină după 3 etape. A patru etape. Ce e, domne, campionat? Că acum ne bate în retrogradare. Nu are nicio legătură că am pierdut 4 meciuri sau 3 meciuri. Se pot redresa lucrurile foarte bine. Poți să intri într-o pasă bună în care nu mai pierzi niciun meci sau poți să intri într-o pasă slabă în care pierzi foarte multe meciuri sau nu câștigi. E vorba de încredere. Ce spui tu acum? N-am auzit din partea conducătorilor clubului Rapid. Păi, nu știu, asta dumnealor știu ce au de făcut acolo. Ideea este... Păi poate vor în 5 etape să câștige 15 puncte. Și atunci e o problemă. Dar nu înseamnă că e real. E una ce vrei și una alta ce poți, pentru că campionatul României e foarte echilibrat. Nu ai echipe care să domine extraordinar de mult celelalte echipe. Poți să spui la începutul unui meci cu o echipă favorită, clar?
ok, dar dacă ești rapid și investești 3-4 milioane de euro în transferuri și întâlnești o nouă promovată care a băgat 0 bani în transferuri, te aștept să câștigi, nu? Adică cred că e ceva din calea afară de exagerat. Da, nu să jucat toți jucătorii. Ok, da, bun, ai avut absența lui Rahmani, e vorba și de sistemul tactic, cum se adaptează în sistemul tactic, de a interpreta corect sistemul tactic către jucători, sigur, acolo schimba la ultimul meci, a jucat 4-2-3-1. Și din nou, domnule, a schimbat să nu se vede. Păi stai să adapteze puțin jucătorii, că eu am antrenat 2 luni un sistem tactic, acum trebuie să antreneze pe celălalt. Păi de ce l-au schimbat? Că a ieșit președintele clubului să spună Lennon a greșit tot până acum. Nu, poate și-a dat și el seama că... Cine și-a dat seama? Lennon. Poate și-a dat și el seama. Asta nu știm, presupunem. Ideea în următor că problema Rapidului, în, dacă vorbim tehnico-tactic, a fost că ei, în primele 4 meciuri, ei au avut o inferioritate numerică la mijlocul terenului. Adică ei aveau, jucau 3-4-3 sau 3-5-2, dar jucau unul mai avansat. Ei aveau cumva 2 pivoți sau 2 mijlocași care erau contra 3 jucători adverși. Și nici nu aveau cei mai puternici jucători pe fiecare poziție. Că CFR, dacă vorbim de CFR, ei au luat campionatul pentru că și-au luat pe fiecare poziție cei mai puternici jucători. Cum aveau pe Boateng, cum aveau pe Djokovic, jucători care să câștige duelul individual. Tipologia campionatului nostru se bazează foarte mult pe câștigarea duelului individual, pentru că ritmul este lent. Un ritm lent favorizează duelul individual. Un ritm rapid favorizează tehnica în regim de viteză. E, pentru că avem un ritm lent, trebuie să ții jucătorii, mai ales la mijlocul terenului, care să-ți câștige duelurile individuale. Problema asta am avut-o și luni la Dinamo în trecut, că nu ne-am luat jucători puternici la mijlocul terenului. Am vrut, dar nu mai aveam buget. Adică a fost o alegere asumată, domnule, noi nu luăm jucători de tipul ăsta, luăm alt fel de jucători sau n-ați putut să luați jucători? Anul trecut n-am putut, știam care e tipologia, okay. Aveam o analiză de date, știam cum, ce se întâmplă campionatul României, dar n-am putut, am avut bugetul să luăm. Indicat în România, mijlocul trenului să ai jucători care, sau mă rog, taxul central, care să-ți câștige duelul individual. Dacă și-a câștigat duelul individual sau câștigă mingea a doua, ceea ce Rapid nu câștigă în primele etape pentru cele mai slabe echipe pe câștigarea sau pe pierderea mingea a doua, mă rog, câștigarea mingea a doua în pierdere, aici e o problemă.